Acum, vă mulțumesc mult și v-am rugat acest lucru dinainte. Așa e, Avra? Domnul general Dumbrava spunea că în câmpul tactic se prevedea ca ofițerii SRI să controleze procurorii pe parcursul anchetei până se finalizează rechizitoriul, de asemenea judecătorul până la o sesiune definitivă. Cine va asigura de acum înainte acest control? Nu, eu doresc să fac o clarificare. Unu, că nu doresc să comentez această declarație și doi, înainte de decizia curții, nimeni nu controla, nimeni, absolut nimeni, nu controla nici judecătorul, nici procurorul. Suntem un stat de drept și știți că judecătorul se bucură de inamovibilitate. În modul în care dă mandat se face după lege și după propria conștiință și din probatoriu, din dosar, iar procurorul se bucură de independență. Deci doresc să fac această clarificare ca ministru al justiției, că nu este cazul nici înainte de decizia curții ca cineva să fi controlat în această țară judecătorul sau procurorul.